Bună seara tuturor! Mă bucur că în această seară, la cumpăna dintre ani, dar la cumpăna dintre ani, așa cum am rânduit oamenii, mi-ar fi plăcut ca la cumpăna dintre ani, așa cum a hotărât bunul Dumnezeu, să putem să fim împreună. Dar totuși mă bucur că putem să avem această minunată ocazie pentru a ne desfăta și a ne delecta împreună din Cuvântul Lui Dumnezeu. Vă doresc, dragii mei, tuturor multe binecuvântări din partea Lui Dumnezeu. Vă doresc tot ceea ce vă dorește inima dumneavoastră pe plan spiritual să se împlinească și fiecare dintre dumneavoastră să ajungă să fie mântuit și salvat. Fiecare dintre noastre să fie împăcat și fiecare problemă rezolvată cu Dumnezeu, cât încă se mai poate și cât încă mai este timp. Dacă totuși suntem în viață, înseamnă că Bunul Dumnezeu are o iubire nestrămutată de la noi și nemăsurată, care ne este pusă la dispoziție în aceste timpuri. Mă bucur că în seara aceasta putem să fim împreună când mulți dintre noi alegem să fim în altă parte, în care această seară va fi o seară pentru mulți dintre noi, pentru îmbuibare, pentru alte lucruri. Mulți și cei mai puțini dintre noi vor alege ca să se întâlnească și să aibă câteva momente de familie, câteva momente de părtășie, dar majoritatea vor alege altă cale. În seara aceasta vă spun un bun venit la Străjerul și înainte de a începe prezentarea noastră, aș vrea ca să începem cum obișnuim de fiecare dată cu rugăciune. Aș vrea să vă spun că în seara aceasta, pe lista noastră de rugăciune, avem noi persoane pentru care trebuie să ne rugăm. N-am mai citit de mult lista de rugăciune, dar noi voi citi de la început, voi aminti doar persoanele care sunt trecute pe lista de rugăciune, care sunt adăugate noi. Avem un băiat, Denis, care o echipă de lucrători misionari, mi-a scris o soră din Germania, că împreună cu prezbiterul și cu celălalt lucrau în misiune pentru Dumnezeu. Și la un moment dat s-au întâlnit cu acest băiat, Denis, și au stat de vorbă cu el, este neamț. Și problema că acest băiat dorește foarte mult să cunoască adevărul Dumnezeu, el a citit ceva despre scrierile care au fost inspirate din tragedia veacului și alte lucruri, dar acest băiat are nevoie de rugăciune. I-a oprit pe frații noștri și au stat de vorbă cu ei ore în șir, chiar dacă era frig. Ei au continuat acolo câteva ore ca să împărtășească din Cuvântul Dumnezeu și acest băiat a zis că îi va suna și va sta de vorbă cu ei, fiindcă el dorește să-L cunoască pe Dumnezeu și să-i libereze de multe lucruri. Avem o domnișoară care este trecută aici, se cheamă Jessica, are nevoie de rugăciune și familia Zeher, care noi trebuie să ne rugăm pentru ei și pentru ceilalți care sunt trecuți pe lista de rugăciune. Oamenii au nevoie de rugăciune, oamenii au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Oamenii au nevoie să simtă că cineva este lângă ei și se roagă pentru ei. De aceea noi trebuie ca să ne rugăm pentru ei. Mă voi pleca pe genunchi și dumneavoastră să mă însoțiți în rugăciune ca de fiecare dată, căci este nevoie ca susținerea și prezența dumneavoastră în rugăciune să fie acolo. Bunule Tată, care ești în ceruri, venim înaintea ta la picioare tale, după un timp îndelungat, să-ți mulțumim pentru dragostea și iubirea care ai față de noi, să-ți mulțumim pentru bunătatea ta, că și tu te-ai purtat cu milă și îndurare și cu bunătate față de noi, în ciuda tuturor păcatelor și greșelilor pe care ți le-am făcut și cu multe lucruri care ți-am întristat fața. Iartă-ne și ai milă de noi. Ai milă de noi și ajută-ne ca să fim curățiți și iertați prin sânge și merte Domnul Iisus și să ne întoarcem la tine. Îți mulțumim că anul acesta ne-ai binecuvântat și nu ne-ai părăsit. Te rugăm în anul care vom intra să creștem în credință, să căutăm să facem voia ta, să căutăm să te iubim și să te slujim mai mult și să ne ajuți tu să avem o transformare mai rapidă
și mai de mare valoare a caracterului nostru după voia ta și asemenea ție. Te rugăm, fii cu noi în această oră, fă ca mesajul tău să ne însoțească și Duhul tău să fie prezent, ca să ne desfășoare înaintea ochilor noștri și minții noastre adevărata lucrare și cale pe care trebuie să mergem. Te rugăm pentru noi, adăugat la listă, și pentru ceilalți, ca tu să intervii în viața lor, să-i ajut să se întoarcă la tine, să-i ajut tu, Tată din cerul, să iese din mâinile celui rău și tu să-i ajut să fie o scăpare și un adăpost pentru ei și un sprijin pentru a se deslega din mâinile celui rău. Te rugăm pentru familiile care ne au nevoie de cunoaștere și soțiile sau soții se roagă să intervii, pentru cei care au nevoie de vindecare, pentru cei care au nevoie de vindecare fizică, dar și spirituală, să intervii după voia ta și ajut ca fiecare să simtă mâna ta, mângâierea ta și să fie mântuit și salvați cât încă se mai poate. Predăm tot în brațul tău și îți mulțumim în numele Fiului tău și puterea Duhului Sfânt în acestea. Amin. În seara aceasta vom studia anumite lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Cum vă spuneam și la început, mă bucur foarte mult că suntem împreună. A trecut un an plin de binecuvântări din partea lui Dumnezeu care ne-a însoțit. Ne-a purtat de grijă dacă stăm să ne uităm în urma noastră prin tot ceea ce am trecut și tot ceea ce am făcut. Dacă n-ar fi fost mâna lui Dumnezeu, niciunul dintre noi n-am fi putut să facem nimica. De aceea sunt bucuros că sunt împreună cu dumneavoastră. Acum un an de zile am început să transmit în direct în niște situații mai precare, dar mâna lui Dumnezeu a fost alături de mine și alături de dumneavoastră ca să putem să mergem înainte, ca să putem să învățăm multe lucruri. În anul care a trecut am făcut multe greșeli fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu. În anul care am trecut, mulți dintre noi și prin anumite lucruri am stat departe de Dumnezeu. Să ne ierte Bunul Dumnezeu și să aibă milă de noi și să se îndure de noi și să nu țină cont de păcatul pe care l-am săvârșit înaintea Lui. Să nu țină cont de anumite lucruri în care noi nu am dat atenție și am fost indiferenți. Față de apelul lui Dumnezeu, față de mesajul lui Dumnezeu, față de dorința inimii lui Dumnezeu care este pentru noi, pentru a ne mântui și a ne salva. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în anul care intrăm să avem o apropiere mai mult de El, să avem o predare mai deplină în brațul lui Dumnezeu, să avem pe inimă mai mult de a studia Cuvântul Dumnezeu și a-L căuta pe Dumnezeu cum nu L-am căutat niciodată, să avem în inima noastră plăcerea și dorința de a lucra pentru Dumnezeu și a ne implica în lucrarea lui Dumnezeu. Înainte de a intra în mesajul pe care l-am de transmis în seara aceasta, aș avea o rugăminte la dumneavoastră, cei care doriți și puteți să distribuiți cât mai mult acest mesaj și să ajungă acolo unde este nevoie, căci aș vrea ca în prezentarea din seara aceasta să fac un anunț care ne interesează foarte mult și avem nevoie foarte mare și urgentă de o importanță majoră în aceste timpuri, căci nu știm ce timp va fi și cum va fi. Aș vrea să vă spun că s-a tipărit cartea Scapă-ți viața, Salva tu vida, în spaniolă. Sunt în România, sunt băgate acolo la tipar, mai este puțin când toate vor fi gata și aceste cărți vor fi aduse în Spania. Problema este o puțin mai grea, fiindcă nu avem transport. Cel care trebuia să aducă transportul de cărți și alte lucruri care trebuia să le aducă, omul acesta s-a întâmplat tocmai acum, că Satana lucrează, niciodată nu rămâne nepăsător și el intervine de fiecare dată să se pună de-a curmezișul lucrării lui Dumnezeu. Omul acesta s-a îmbolnăvit foarte rău, a făcut în Franța o criză de rinichi, l-au adus înapoi în Spania și este internat în spital și trebuie operat. Și nu va mai putea să conducă mult timp. De aceea acest mesaj pe care l-aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta, să vă rugați pentru noi și dacă auziți pe cineva, dacă cunoașteți pe cineva care ne poate ajuta și ne poate interveni, să putem aduce cele 40.000 de cărți în Spania, vă rog din toată inima ca să ne ajutați, vă rog să interveniți dacă aveți cunoștințe, dacă aveți prieteni, dacă aveți rude și așa mai departe, ca aceste cărți să ajungă. Fiindcă acesta va fi primul transport care va trebui să ajungă, fiindcă aceeași problemă încă o avem și cu tragedia veacurilor, încă nu am putut să o aducem, încă mai așteptăm ca Dumnezeu să lucreze, avem încă semnale bune
că s-ar putea ca până în luna lui februarie-martie să ajungă și aceste cărți. Și de aceea vrem ca acest prim transport de cărți, care este pentru Scapă-ți viața, să ajungă cel târziu în luna lui ianuarie și după luna lui ianuarie, februarie și martie să mai pregătim încă 40, 50 sau 60 de mii de aceste cărți ca să putem să le aducem, ca să putem să continuăm lucrarea. Suntem într-o criză de cărți, așteptăm foarte mult ca aceste cărți să ajungă la noi, dar Satana se opune de fiecare dată. Dar noi știm că Dumnezeu este mai puternic, Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor, Dumnezeu ne încearcă, Dumnezeu ne pune la probă ca să vadă dacă îi suntem credincioși, dacă noi ne rugăm, dacă comunicăm, dacă suntem uniți în lucrarea lui Dumnezeu în aceste timpuri și de aceea este mare nevoie. De aceea încă o dată fac apel la dumneavoastră și vă rog ca să ne ajutați dacă puteți ca să putem să aducem aceste cărți, să putem ca să le transportăm și să le aducem cât mai urgent. Domnul să fie cu noi, Domnul să fie cu voi, cu toți, ca El să ne asculte rugăciunile și să trimeată pe cineva potrivit, la vreme potrivită, ca aceste cărți să ajungă cât mai repede. Aș vrea să le mulțumesc tuturor acelora care m-au sunat și au intervenit în lucrarea aceasta. Sunt oameni care nu i-am văzut niciodată, sunt oameni care nu-i cunosc, doar prin telefon am comunicat, care au participat și ne-au susținut în lucrarea lui Dumnezeu, fiecare cu ce au putut. Căci datorită acestor persoane care au intervenit și au lucrat în mod minunat, lăsându-se în mâna lui Dumnezeu, se pot tipări aceste cărți și aceste cărți pot să fie distribuite și să ajungă în casele multor oameni. Dacă un suflet de la o carte va citi și va lua o hotărâre pentru Dumnezeu, acesta, dragii mei, nu pentru mine și pentru cei care au dăruit ceva pentru lucrarea aceasta, va fi o stea în coroana lor. Va fi o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, că cei au fost o binecuvântare pentru cei ce căutau pe Dumnezeu și nu-L găsau. Și la momentul când a fost nevoie, prin mâna acestor persoane care au intervenit și și-au deschis mâna pentru lucrarea lui Dumnezeu, se poate ca ele să audă cuvântul lui Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu. Binecuvântat să fiți dumneavoastră și binecuvântată să fie casa dumneavoastră și numele dumneavoastră să ajute ca bunul Dumnezeu să rămână scris în cărțile din ceruri, să vă poată oferi mângâiere și mântuire pentru veșnicie. Mă bucur mult, mă bucur mult, căci încă mai sunt oameni care își deschid inima pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Mă bucur foarte mult căci Dumnezeu încă mai are oameni pe care să se poată baza, prin care lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte și să nu stagneze. Vedem că pe fiecare parte și pe fiecare cale, încetul cu încetul, se restricționează libertatea pe care noi ar trebui să o folosim cu mare plăcere și din prisos în aceste timpuri. Libertatea religioasă, libertatea de conștiință se restrânge prin Rusia, prin toate căile, prin tot felul de legislații. În fiecare țară, încetul, încetul, începe să se restricționeze tot. De aceea trebuie să ne ridicăm, de aceea trebuie să ne unim forțele, de aceea trebuie să stăruim pe lângă Dumnezeu, ca Dumnezeu încă să mai țină vânturile acestea, ca lucrarea pe care trebuie să o ducem la bun sfârșit, să o ducem cu plăcere și cu bucurie, dragii mei. Dumnezeu spune că dacă noi în aceste timpuri nu-L folosim, acest timp prețios pe care ne-L pune la dispoziție, ne facem lucrarea, va veni timpul când timpul de strâmtorare ne va prinde nepregătiți cu lucrarea neterminată și atunci poporul lui Dumnezeu, care nu și-a făcut lucrarea în timp de libertate și de pace ca să ducă solia când se putea duce în pace și liniște, o va face printr-o mare suferință și mare prigoană, chiar cu vărsare de sânge și multe capete vor cădea pentru lucrul acesta, fiindcă vrăjmașul nu se va lăsa și în momentul când legile vor fi cu o oprimare apăsătoare asupra oamenilor și asupra societății, atunci legiuitorii vor pune ca cei care vor încerca să vestească adevărul, atunci ei vor putea să fie închiși, vor fi amendați și unii dintre ei chiar vor fi dați la moarte. Și Papa spunea că cei care încearcă să evangelizeze pe alții, ei sunt vrăjmașii binelui comun. De aceea trebuie să ne grăbim să facem lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să avem încredere unii în alții. Trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu cât încă se mai poate. Căci Dumnezeu așteaptă. Și în curând Dumnezeu va da semnalul ca harul Dumnezeu să se ridice. Și această oprimare a legii să apese pe umărul fiecăruia, pe conștiința fiecăruia sau să apese
ca multe capete să cadă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem lucrul acesta, fiindcă e timpul în care trebuie să facem ceea ce trebuie. În seara aceasta aduc înaintea dumneavoastră un subiect pe care aș vrea să luăm bine aminte, fiindcă datorită acestor lucruri, de aceea s-au schimbat și s-au torsionat lucrările și adevărul lui Dumnezeu. Unde ajunge poporul lui Dumnezeu din neglijența bătrânilor? Ce s-a întâmplat? Ce importanță au bătrânii în poporul lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu? Ce importanță și ce valoare ar trebui să dea ei lucrării lui Dumnezeu? Și cu ce importanță ar trebui să prezinte adevărul lui Dumnezeu și pentru cine să-l prezinte? Să desfacem Sfânta Scriptură, să vedem ce spune Sfânta Scriptură cu privire la bătrâni. Ce sunt ei bătrânii? Mulți dintre noi punem valoare doar pe păstori, doar pe cei care au o pregătire specială înaintea lui Dumnezeu, cu anumite studii și anumite lucruri. Dar aici Dumnezeu dă valoare și pregătire, mai ales bătrânilor care ar trebui să fie niște stâlpi și niște piloni de rezistență pentru a rămâne și a susține temelia Cuvântului Dumnezeu. Să vedem în Exodul, capitolul 17, cu 5, ce spune Cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu, Domnul i-a zis lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Deci vedeți că în momentul când Dumnezeu cheamă conducătorii, înaintea sa, ca să le dea sfaturi, să le dea anumite învățături, să îndrume ceea ce trebuie să facă și ei trebuie să aducă aceste învățături înaintea poporului, să vorbească înaintea poporului, nu sunt chemați doar ei singuri. Și la momentul acela, Dumnezeu cheamă bătrânii ca să ia parte împreună cu acești conducători, fiindcă bătrânii au o influență foarte mare înaintea poporului și înaintea tinerilor pentru a avansa și a merge mai departe lucrarea lui Dumnezeu. În Exodul 24 cu 14 spune Cuvântul Dumnezeu așa: El a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aron și Hur vor rămâne cu voi. Dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. Deci vedeți ce se întâmplă. De multe ori noi căutăm sfaturi și idei și anumite consfătuiri pe care trebuie să le facem doar înaintea pastorului. Dacă el nu spune așa ceva, nimica nu este bun, sau dacă el spune ceva, trebuie luat de bine lucrul acela și la el rămâne totul. Nu. Și în momentul când Moise a urcat sus pe munte ca să stea de vorbă cu Domnul și să-i se dea cele două table ale legii, în momentul acela Moise a luat bătrânii, i-a pus ca să stea acolo la destraje și să vegheze, și dacă cineva se plângea sau avea anumite probleme sau neînțelegere, trebuia să meargă la Aron, la Hur, la bătrânii poporului și ei trebuia să lămurească și să rezolve aceste probleme care erea. Deci bătrânii au mare importanță și mare valoare în mijlocul poporului, ca adevărul lui Dumnezeu și cursul lucrării lui Dumnezeu în biserică să meargă așa cum cere Dumnezeu. În Deuteronom 31:9 Moise a scris: legea aceasta și-a încredințat-o preoților, fiilor lui Levi, care duceau chivotul legământului și tuturor bătrânilor lui Israel. Deci bătrânii lui Israel erau în mare măsură responsabili de legile acestea, de rânduielile pe care Dumnezeu le dăduse și le încredințează leviților și preoților, și aceeași măsură erau responsabili și bătrânii poporului Israel, fiindcă trebuiau să vegheze ca nu cumva să se întâmple ceva cu aceste legi sau nu cumva poporul să se abată de la legile și de la poruncile lui Dumnezeu și de la rânduielile pe care le stabilise. În Deuteronomul 32:7 spune Cuvântul Dumnezeu: adu-ți aminte de zilele din vechime, socotește ani, vârsta de oameni, după vârsta de oameni, întreabă pe tatăl tău și te va învăța, pe bătrânii tăi, și îți vă spune. Deci vedeți dumneavoastră, un bătrân are multă valoare în poporul Dumnezeu pentru generația care se ridică. Fiindcă generația care se ridică trebuie să audă o mărturie vie și clară din gura bătrânilor, care ei au fost și au luptat pentru cauza lui Dumnezeu și au înaintat la lucrarea Evangheliei lui Dumnezeu. Și atunci când tinerii noștri se ridică, când copiii noștri se ridică, ei trebuie să aibă parte de această mărturie, de această îndrumare și învățătură din partea bătrânilor, care de multe ori cu părere de rău spun că și bătrânii din timpurile acestea s-au stricat atât de rău încât aproape nu mai dau nicio mărturie și copiii aceștia nu mai au ce învăța nimic de la noi. Mă uit de multe ori și cu părere de rău căci de multe ori înainte, până n-am studiat Cuvântul Dumnezeu, în loc la tineri și la copiii noștri să le dăm o mărturie clară și să învățăm și să le spunem ceea ce trebuie să le spunem, n-am făcut lucrul acesta.
De aceea îmi cer iertare, chiar la tine și chiar la copiii noștri, că suntem vinovați și ar trebui să ne ridicăm ca să le spunem tot ceea ce trebuie copiilor noștri ca să știe ce au de făcut. În plângerile lui Ieremia 1 la 19 spune așa: mi-am chemat prietenii, dar m-au înșelat. Preoții și bătrânii mei au murit în cetate, căutând hrană ca să-și țină viața. Deci vedeți ce se întâmplă. De multe ori când prietenii te cheamă și sunt alături cu tine, m-au înșelat. Preotul și bătrânul au înșelat. Ei au murit în cetate căutând hrană ca să-și țină viața, dar nu era nimica pentru a ține viața. E un lucru groaznic când cel trebuie, care să învețe, care are la îndemână legea și rânduiala lui Dumnezeu, caută să înșele, dar el moare din cauza lipsei de hrană și el, dacă trăiește, dar totuși este mort spiritual înaintea lui Dumnezeu. Bătrânii nu se mai duc la poartă și tinerii au încetat să mai cânte. Ce se întâmpla înainte, în timpul poporului Israel? Bătrânii stăteau la poarta cetății. La poarta cetății să căuta sfat de la tineri și de la oricine din cetate. Și bătrânii aceștia trebuiau să fie bine pregătiți, bine aranjați, bine coordonați și bine pregătiți în toate învățăturile și în rânduielile și legile care le trebuie să fie la timpul acela. În momentul acela, tinerii și cei care erau necunoscători sau doreau să aibă o cunoștință mai mare, ei se dirigeau, se redirecționau către poarta cetății și mergeau acolo și acolo găseau sfatul de care are nevoie. După ce primeau sfatul la poarta cetății, acolo se ducea mare bucurie și cântece înaintea poporului Dumnezeu, înaintea bătrânului și la intrarea în cetate, la porțile cetății. Deci, unde mai sunt bătrânii aceia care să stea la poartă, la intrarea casei lui Dumnezeu? Bătrânii aceia care pot să mergi la porțile casei lor și să te învețe și să spună. Unde sunt bătrânii? Spune că ei nu mai sunt la poartă, ei nu mai sunt de straje, ei nu mai veghează, ei nu mai ridică pe tinerii aceștia ai noștri. În loc tinerii aceștia ca să meargă să ceară sfat, ca ei să învețe de la bătrânii noștri și de la noi toți care suntem în vârstă, ei nu mai cântă și nu se mai bucură înaintea lui Dumnezeu de lucrul acesta. Și de aceea se întâmplă ca tinerii noștri să meargă să cânte și să deziteze în altă parte, în loc să cânte și să se bucure înaintea lui Dumnezeu. În Ezechiel 7, cu 26 spune așa: vine nenorocire peste nenorocire, zvon după zvon. Ei cer vedenii prorocilor, dar preoții nu mai cunosc legea și bătrânii nu mai pot da sfaturi. Dumnezeu spune că vine nenorocire după nenorocire și zvon după zvon. Noi vrem vedenii, noi vrem minuni de la Dumnezeu, dar ce se întâmplă când conducătorii nu mai cunosc legea lui Dumnezeu? Când bătrânii nu mai pot da sfaturi? Singurul sfat pe care se mai dă astăzi într-o casă de închinare înaintea lui Dumnezeu și prin majoritatea bisericilor, singurul lucru care li se spune tinerilor noștri: veniți la biserică. Veniți la biserică și stați acolo. Că este important ca tu să fii în biserică, dar niciun sfat altceva. Îl pune și îl implică în anumită misiune a bisericii și în momentul acela, tânărul acela este undeva care cântă puțin, este undeva unde face anumite lucruri, dar ei nu mai au sfat din partea bătrânilor și niciun exemplu. Preoții și conducătorii nu mai cunosc legea lui Dumnezeu și aduc înaintea tinerilor și înaintea poporului lucruri dezastroase, care în loc să-i apropie de Dumnezeu, în care să-i facă vesel și plin de bucurie, să cânte la poarta cetății și înaintea lui Dumnezeu, se cântă și se bucură în altă parte, care ei sunt în slujba altcuiva, dar nu în slujba lui Dumnezeu. În Ezechiel 8, cu 12 spune așa: și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac întuneric bătrânii casei lui Israel. Fiecare în odaia lui plină de chipuri, că ce-i zic nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Deci vedeți de ce nu mai pot bătrânii și conducătorii ca să dea sfaturi poporului lui Dumnezeu și tinerilor lui Dumnezeu? De ce preoții lui Dumnezeu și păstorii nu mai cunosc legea lui Dumnezeu? Fiindcă în casa lui Israel, bătrânii ai casei lui Israel, fiecare în odaia lui este plină de chipuri, de închinări idolatre și de lucrări nesfințite care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Oamenii în aceste timpuri și bătrânii care ar trebui să fie sfățuitori, să fie cunoscători ai legii și îndrumători ai poporului și ai tinerilor poporului Dumnezeu, ei sunt închinători idolatri și odaia inimii lor și casele lor sunt pline de chipuri. Vă spun, dragii mei, că înaintea bătrânilor poporului Dumnezeu,
mai ales în timpurile acestea de distracție și de desfătare și îmbuibare. Idolii stau în casa creștinilor, televizoare, muzică, mâncare, glume și tot felul de lucruri care îi țin departe de Dumnezeu. Mintea lor nu mai este limpede, mintea lor este idolatră, mintea lor este slabă, care tinerii noștri nu mai pot fi sfătuiți și nici îndrumați pe calea legii lui Dumnezeu, care a trebuit să fie pusă înaintea fiecăruia dintre noi. Și auziți ce spune cuvântul Domnului pentru noi? În Ioel 1 cu 14 spune așa: ca bătrânii să poată să-și revină, să-ți dea sfat poporului și tinerilor care locuiesc în casa lui Dumnezeu și fac parte din poporul lui Dumnezeu. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni și pe toți locuitorii țării în casa Domnului, Dumnezeului vostru, și strigați către Domnul. Mă uit de multe ori că astă seară este cumpăna dintre ani, anii acestea, ai lumii acestea, care este înaintea noastră, care vrem, nu vrem, trebuie să-i trecem. Așa a rânduit lumea aceasta și toți suntem după un tipar și trebuie să facem loc. Auzeam în seara aceasta, frați, care spunea: mergem la biserică, că în seara aceasta ne adunăm pentru făgăduințe, ca să vadă ce vor câștiga după urma lui Dumnezeu la anul care vine. Și de fiecare dată acolo în făgăduințele acelea să pun lucruri care să înalțe inima și să-i facă pe oameni fericiți, că și cu adevărat lucrul acela se va întâmpla. Nu zic că poate Dumnezeu nu va vorbi prin lucrurile acelea, dar noi ar trebui să ne adunăm în zile și în momentele acestea să vestim un post, să chemăm o adunare de sărbătoare, să strângem pe bătrâni și pe toți locuitorii poporului Dumnezeu în casa Domnului Dumnezeului nostru și să strigăm către Domnul. Aceasta este cea mai mare nevoie de care are poporul Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare nevoie pentru ca să se facă redeșteptare și reformă în mijlocul poporului Dumnezeu. Ca bătrânii să se trezească și să spună minunile pe care le-a înfăptuit Dumnezeu în viața lor și în viața poporului său. Să spună tinerilor noștri ca să-L cunoască pe Domnul Dumnezeu, care a scos pe poporul său din țara robiei, din casa păcatului și l-a adus să fie moștenirea sa. Că s-a ridicat o generație și un neam care nu cunosc pe Dumnezeu, care nu cunosc legile lui Dumnezeu, care nu cunosc sfaturile bătrânilor, care nu mai cunosc pe bătrânii care pot să mai dea sfaturi, și nici preotul și nici păstorii, ei nu mai cunosc legea lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă în aceste timpuri să vestim un post, să vestim rugăciune și să strigăm către Dumnezeu, căci timpul este aproape. În Ioel 2 cu 17 spune așa: strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți pe copii și chiar pe pruncii de țâță să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Iubiții mei, facem noi lucrul acesta sau noi ne strângem tineri și bătrâni, copii, ca să ne distrăm? Noi strângem la un loc rândurile pentru a ne simți bine și a ne îmbuiba. Când Dumnezeu spune că noi trebuie să strângem poporul în aceste timpuri și să nu ne asemănăm cu lumea aceasta, că linia de demarcație dintre poporul lui Dumnezeu și lume aproape s-a șters, aproape s-a distrus, nu se mai vede nimic. Și noi ar trebui, ca să facem din nou această distinție între poporul lui Dumnezeu și lume, să se strângă bătrâni, să se strângă copii, chiar pruncii de la țâță, chiar mirele să iese din cămara lui și să-ți lase mireasa la locul ei sau să iese împreună cu ea, dar să iese pentru post și rugăciune și să țină o adunare sfântă înaintea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să poată revărsa pentru noi lucrurile cele mai importante pentru sirigirare, pentru redeșteptare și reformă și pentru lucrare. Spune că dacă noi vom vesti post și rugăciune, dacă noi ne vom strânge cu toții și ne vom smeri înaintea lui Dumnezeu, după aceea Dumnezeu va revărsa peste noi Duhul Său cel Sfânt. Îl va revărsa peste orice făptură, peste fiii și fiicele noastre, care ei vor proroci, bătrânii noștri vor avea visuri și tinerii noștri vor avea vedenii. Noi așteptăm de la Dumnezeu ca să reverse, aude multe ori prin biserici că se vestește lucrul acesta și se spune că ce așteptăm ca Dumnezeu să-și împlinească făgăduința, ca Dumnezeu să reverse Duhul Sfânt, ca tinerii și tinere și fiicele noastre să aibă, să prorocească, bătrânii să aibă visuri, tinerii să aibă vedenii.
Dar Dumnezeu nu poate revărsa Duhul Sfânt peste poporul său până când bătrânii nu se vor trezi, până când conducătorii nu vor prezenta legea, până când noi nu vom smeri și cu post și rugăciune și o adunare sfântă înaintea lui Dumnezeu ca să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va putea. Dumnezeu va revărsa Duhul Său cel Sfânt peste fiecare făptură de pe pământul acesta, peste fiii și fiicele voastre. Și ei vor proroci și bătrânii vor avea visuri și tinerii vor avea vedenii doar peste cei care se smeresc, doar peste cei care se adună. Și ei când se adună, doi sau trei în numele Lui Dumnezeu și au adunare de consfătuire sfântă ca să se sfătuiască, ca să cânte înaintea Lui Dumnezeu și să mărească pe Dumnezeu, în momentul acela Dumnezeu va revărsa Duhul Său cel Sfânt peste fiecare dintre noi și Dumnezeu ne va binecuvânta. Dar dacă în felul acesta vom merge și noi în seara aceasta vom căuta ca să trăim și în alte zile în îmbuibare și destrăbălare și avem alte adunări afară de ceea ce cere Dumnezeu, nu se va revărsa Duhul lui Dumnezeu peste niciunul dintre noi dacă nu vom avea o adunare sfântă și o pregătire de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Unde ajunge poporul lui Dumnezeu din neglijența bătrânilor? Ajunge la păcat, ajunge la depărtare de Dumnezeu, ajunge la înstrăinarea poporului de Dumnezeu, ajunge să aducă o generație care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care nu are de-a face cu Dumnezeu, care nu cunoaște minunile și lucrările lui Dumnezeu pe care le-am făptuit cu poporul său. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă astăzi ca noi să ne ridicăm și să trăim ca sfatul nostru, ca oameni în vârstă și ca conducători ai poporului său, să însuflețim pe tineri și pe popor ca să se trezească la adevărata lucrare pe care o cere Dumnezeu. Bătrânii lui Israel au fost înștiințați de către îngeri că timpul eliberării lor era aproape și că Moise era bărbatul pe care Dumnezeu avea să-l folosească pentru a îndeplini această lucrare. Bătrânii. Bătrânii au fost înștiințați de către îngeri că timpul eliberării lor este aproape. În timpul de astăzi, cine ar trebui să fie cei care să fie mai aproape de Dumnezeu? Cei care ar trebui să fie înștiințați din cuvântul lui Dumnezeu și să aducă solia înaintea poporului? Că timpul eliberării noastre este aproape? Că timpul când Dumnezeu este gata să vină? Dacă nu noi ca bătrâni, credeți că tinerii se vor ridica? Cuvântul lui Dumnezeu spune că până părinții nu își vor întoarce inima către copii, copiii nu își va întoarce inima către părinți. Adică înseamnă că părinții trebuie să se pocăiască și să te întoarcă la Dumnezeu. Ce făcea David și bătrânii lui Israel? Ei erau în cea mai adâncă umilință, plângând înaintea lui Dumnezeu. Conducătorii trebuie să se unească împreună cu bătrânii, să plângă înaintea lui Dumnezeu și să se umilească înaintea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ne dea călăuzire și sfat divin, ca noi să vedem care este timpul în care trăim și să aducem vestea de eliberare a poporului lui Dumnezeu în curând, ca poporul să se poată pregăti și să se poată bucura înaintea lui Dumnezeu. Preoții și bătrânii din Ierusalim aveau posibilitatea cunoștinței despre Dumnezeu. Ei nu erau atât de neștiuitori cu privire la nașterea lui Hristos pe cât pretindeau. Deci vedeți ce spune? Ei nu erau atât de neștiuitori precât ei pretindeau despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Ei știau. Ei aveau responsabilitatea cunoștinței despre Dumnezeu. În timpul de astăzi sunt bătrâni care nu mai au nicio cunoștință despre Dumnezeu. Nu mai au nicio tărie și o putere ca să stea înaintea poporului și înaintea lui Dumnezeu cu tărie și cu adevărul așa cum trebuie. Soldații când au întrebat ce li se va face pentru că au dormit în post? Auziți ce se întâmplă când bătrânii nu rămân la datorie ca să fie sfătuitori ai poporului și ai tinerilor din poporul Dumnezeu? Când conducătorii nu mai cunosc legea lui Dumnezeu și nu se mai tem de Dumnezeu, auziți ce spun? Preoții și bătrânii le-au spus că vom vorbi cu guvernatorul ca să-i scape. În timpurile de astăzi, se întâmplă ca bătrânii și conducătorii, în loc să învețe poporul și tinerii, să se teamă de Dumnezeu, să-și facă datoria și lucrarea pe care trebuie, spune, stați liniștiți,
căci Domnul vă iubește, Domnul vă mântuiește. Voi trebuie să veniți în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu se va îngriji de voi. Fără nicio urmă de pocăință, fără nicio urmă de cunoștință a legii, fără nicio urmă de sfătuire din partea bătrânilor și conducătorilor care ar trebui să rămână la datorie în aceste timpuri. Domnul vrea în aceste timpuri ca să se facă o trezire în poporul său, ca să poată turna Duhul său peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii vor visa visuri și tinerii vor avea vedenii. Domnul vrea ca să se facă o trezire, ca Dumnezeu să-și înfăptuiască marea lucrare înainte de sigilare, înainte de revărsarea nenorocirilor care va veni peste pământul acesta, urgiilor și plăgilor lui Dumnezeu care va lovi toți locuitorii pământului. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi, la fel ca și poporul Israel, înainte ca îngerul nipicitor să treacă prin cetate, fiecare israelit să ia un miel, să-l taie și să pună într-un vas sânge de la mielul acela și să sungă ușorii casei, ca îngerul nimicitor când va trece să vadă semnul acela, să nu intre în casele poporului Dumnezeu și să nu nimicească pe nimeni și nimeni să nu părăsească casa în timpul când îngerul nimicitor va trece. Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi, pe mine și pe tine, ca sângele Domnului Iisus Hristos care s-a vărsat pentru mine și pentru tine, să ungem ușorii inimii și a conștiinței noastre, ca în momentul când va veni îngerul nimicitor să ne vadă însemnați și pregătiți. Va fi un semn, un sigiliu, pe care nu va fi vizibil și doar îngerii lui Dumnezeu care vor fi însărcinați cu strângerea celor credincioși și îngerii care vor fi însărcinați cu nimicirea să vadă semnul acesta pe care nu este vizibil ochiului uman. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă ca înainte de revărsarea acestor lucruri să facă o trezire în poporul său, ca să se facă ungerea divină prin sângele Domnului Iisus Hristos de curățire și de iertare, ca să putem să fim puși la adăpost în aceste timpuri care vor veni. Dar preocuparea noastră nu-i după voia lui Dumnezeu în aceste timpuri, ci după un flux imens de material tipărit ce apare prin presă și tot felul de cărți. Bătrânii și tinerii își formează obiceiul de a citi în grabă și superficial, iar mintea își pierde puterea de gândire riguroasă și puterea de a face legături. În cartea Căminul Avent spune lucrul acesta. Deci vedeți ce se întâmplă cu noi? De aceea nu mai cunoaștem legea, de aceea nu mai suntem sfătuitori, de aceea nu mai suntem statornici și tinerii noștri nu-L cunosc pe Dumnezeu și Dumnezeu nu-și poate revărsa Duhul Sfânt și lucrarea care va trebui să fie pusă în aplicare în timpul dinainte revenirii Domnului Iisus Hristos, fiindcă preocuparea noastră nu mai este după voia lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi umblăm într-un flux iminent, într-o grabă mișcare după materiale tipărite, după ziare, după reviste, după tot felul de lucruri care apar în presa aceasta și tot felul de cărți în afară de ceea ce trebuie să studiem din partea lui Dumnezeu. Și vedem de multe ori, aud de multe ori surori, chiar și frați, că se grăbesc repede acasă să privească telenovele, să primească tot felul de lucruri și tot felul de obiceiuri pe care le au, dar nimic pentru Dumnezeu. De aceea preocuparea noastră trebuie în aceste timpuri să se schimbe, să caute mai mult voia lui Dumnezeu decât dorințele inimii noastre care duc la moarte. Dumnezeu cheamă astăzi și face un apel. Adună la mine pe bătrâni, din bătrânii lui Israel, din cei care îi cunoști ca bătrâni ai poporului și cu putere asupra lor. Adu-i la cortul întâlnirii și să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Adună pe bătrânii aceștia, care ei sunt cu putere asupra lor, bătrânii aceștia care pot să stau înaintea poporului, să se înfățișeze și cu toții să ne înfățișem înaintea lui Dumnezeu, ca să adunăm și să facem o adunare de post și rugăciune și dezmerire înaintea lui Dumnezeu. Bătrânii care ar trebui să se ocupe de ceea ce cere Domnul, ei de multe ori au prezentat tot felul de cazuri înaintea lui Iisus și au stăruit la El ca să facă bine celor ce le-a făcut bine, căci iubește neamul nostru și El ne-a zidit sinagoga și i-au dat fonduri pentru biserică și ei ne-au ajutat să ne implicăm și să facem ca școlile noastre să fie recunoscute și pregătite, ca să avem școli care să ne dea doctorate și tot felul de lucruri. Dar niciodată n-am prezentat și bătrânii n-au adus înaintea Domnului această lucrare pe care trebuie săvârșită cu poporul și cu tinerii, ca să fie sfătuitori, să fie înțelepți, să fie pregătiți și conducătorii să fie tari în legea lui Dumnezeu.
Bătrânii evrei l-au recomandat pe centurion lui Hristos din pricina favorului pe care îl făcuse neamului lor. Dar centurionul la timpul acela avea mai mare credință ca ei, pierzând din vedere care le este menirea. Menirea nu era să prezinte pe omul acela că îl făcuse bine și trebuia să-l prezinte ca să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci, la momentul acela, și noi facem aceleași lucruri și repetăm, face să-i faci acest bine, au zis ei, căci ne-a zidit sinagoga, dar nu să cunoască mântuirea și salvarea. Însă centurionul a zis despre sine, nu sunt vrednic, Doamne, nu sunt vrednic. Mulți au mai multă pricepere decât bătrânii care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Deci vedeți ce spune Dumnezeu? Și mă doare lucrul acesta să spună Dumnezeu, căci mulți din afară au mai multă pricepere decât bătrânii, căci ei păzesc poruncile lui Dumnezeu. Unde sunt bătrânii aceia? Unde sunt sfătuitorii? Unde sunt cunoscătorii legii? Prin poruncile lui Dumnezeu se mai fac pricepuți, de aceea ei urăsc orice cale a minciună. Învățăturile lui Dumnezeu sunt moștenirea lor de veci, căci ele sunt bucuria inimilor. Aici vedem că biserica, templul lui Dumnezeu, urma să fie cea din tâi care va simți lovitura mâniei lui Dumnezeu. Deci vedeți ce se întâmplă dacă conducătorii și cu bătrânii nu se ridică să fie cunoscători ai legii și sfătuitori ai poporului și al tinerilor pentru a cânta și a se veseli înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că biserica, templul Domnului, ea va urma ca să fie cea din tâi care va simți lovitura mâniei lui Dumnezeu. Bătrânii aceia cărora Dumnezeu le-a dat mare lumină și care trebuia să stea ca păzitori ai intereselor spirituale ale poporului, le-au trădat încrederea. Le-au trădat încrederea. De aceea cazurile ar trebui judecate de oameni, de oameni credincioși, alcătuit din membrii credincioși din biserică, împreună cu bătrânii care au slujbe de răspundere în calitate de conducători. De multe ori se lasă ca lucrarea lui Dumnezeu să fie judecată doar de pastor sau de o mână de oameni care sunt în comitet. Ar trebui ca oamenii aceștia care sunt acolo să implice și pe bătrânii care au experiență de credință și de viață împreună cu Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, ca ei să fie sfătuitori și lucrători și să participe ca în calitate de conlucrători și conducători în această misiune importantă. În felul acesta, strădanile lui Satana de a ataca biserica, ele pot fi întâmpinate prin acțiune unită din partea tuturor, iar planurile vărmașului de a rupe și a nimici vor fi zădărnicite. De aceea se întâmplă de multe ori căci bătrânii au fost dați la o parte și judecata s-a lăsat doar pe mâna câțiva oameni, dar bătrânii aceștia, dacă ar fi rămas la datorie, așa cum a spus Dumnezeu, atunci nu s-ar fi întâmplat nimic cu poporul și cu biserica lui Dumnezeu. De aceea biserica a primit aceste lovituri, a fost ruptă în multe bucăți, fiindcă strădanile lui Satana de a ataca biserica au avut rezultat mare. Fiindcă a căutat în primul rând pe bătrâni să-i depărteze de la datorie, pe conducători să-i facă necunoscători ai legii și pe tineri să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Totuși, convertiții care intră în biserică trebuie să părăsească obiceiurile care sunt în contradicție cu principiile creștinismului. Prin urmare, auziți ce spune cuvântul Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, prin urmare cei aleși bătrâni trebuie să fie de acord să îndrume pe cei slabi în credință și cei noi veniți. Bătrânii trebuie să se ocupe special de cei noi veniți în credință, de tineri, de popor, să fie gata să sfătuiască în stânga și în dreapta, să mustre, să îndrepte, să călăuzească, să-i ducă la Dumnezeu și pe calea cea dreaptă. Și toți care intră în biserică să fie sfătuiți și ajutați ca ei să părăsească toate obiceiurile rele care intră în contradicție cu principiile creștinismului, cu principiile lui Dumnezeu, cu principiile rânduite în biserică de Dumnezeu. Dar și de multe ori nu facem lucrul acesta, îi primim așa cum sunt, și nu facem nimic din ceea ce ne cere Dumnezeu. În loc să condamne acest plan plin de cruzime, cei aleși și bătrâni vor consimți imediat la el. Auziți ce spune Dumnezeu? Că în loc ei să condamne acest plan plin de cruzime,
Fiindcă cineva care nu cunoaște pe Dumnezeu, cineva care intră în rândurile poporului Dumnezeu, dacă n-a eliberat și nu a eliminat toate tendințele rele și obiceiurile rele, este un plan plin de curzime. Și bătrânii și cei aleși, în loc să se ocupe de lucrurile acestea, ei vor consimți imediat și vor accepta așa cum este să se meargă mai departe. Pavel spusese adevărul atunci, când a asemănat pe Anania cu un perete văruit. În același fel, în aceste zile din urmă, cei aleși împreună cu cei bătrâni, în loc să fie sfătuitori spirituali, ei sunt ca niște morminte văruite pe din afară, dau bine, iar în inimă sunt plini de spurcăciunile lumii acestea. În Faptele Apostolilor, la pagina 400. Deci vedeți ce se întâmplă. Vedeți ce se întâmplă, e dureros lucrul acesta și mă doare sufletul să spun lucrul acesta, dar cuvântul lui Dumnezeu spune că și precum adevărul atunci când a asemănat cu Anania, pe Anania cu un perete văruit, în același fel, în zilele din urmă, în timpul acesta în care trăim noi, cei aleși împreună cu bătrâni, în loc să fie sfătuitori spirituali, ei sunt niște morminte văruite pe din afară, dau bine, iar în inimă sunt plini de spurcăciune lumii acesteia, care ei s-au depărtat de adevărul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu suferă, e rupt, e lovit, e destrămat. În seara aceasta, când oamenii se distrează și trăiesc în felul acesta, într-o închinare și o alimentare idolatră înaintea lui Dumnezeu și înaintea lumii, bătrânii poporului Dumnezeu și împreună cu conducătorii, practic aceeași destrăbălare. Ei au ajuns să fie plini de spurcăciune lumii acestea, să fie niște morminte văruite, care pe din afară dau bine și sunt frumoase, dar înăuntrul inimilor sunt plini de spurcăciuni și nelegiuiri. Însă Dumnezeu, auziți ce spune Dumnezeu, însă Dumnezeu va interveni spre a salva viața slujitorului său din planurile ascunse și din cursile ucigașilor. Mulți vor fi lăsați în temniță împotriva cărora în biserii se vor plânge preoții, cei mai de seamă și bătrânii din biserici și vor cere osândirea. Deci vedeți ce se întâmplă? Dumnezeu va fi nevoit la un moment dat ca slujitorii săi care își fac datoria, ca să se facă o trezire și o redeșteptare și o reformă în poporul Dumnezeu, ca să se reverse Duhul lui Dumnezeu peste cei care îl caută pe Dumnezeu, pentru cei care sunt sinceri și cu inima curată. Mulți vor fi băgați în închisori din cauza că în biserici se vor plânge preoții și bătrânii cei mai de seamă. Împotriva lor vor fi isterici și vor condamna la moarte și vor cere osândirea lor. Dar Dumnezeu îi va adăposti pentru un timp ca ei să fie salvați. Deci acești bătrâni, în loc să fie și conducători, sfătuitorii poporului Dumnezeu, ei vor face o lucrare contra lui Dumnezeu și se vor uni împreună cu Satana. Bătrânii cei întristați și împovărați de păcat, aceștia vor condamna care ei nu au mai vrut să fie sfătuitori și lucrători cu Dumnezeu. Pentru că Domnul Hristos era îngăduitor și blând, cărturarii și bătrânii au crezut la început că îl vor putea influența ușor prin învățăturile lor. Mulți dintre noi, în zilele acestea, în loc să stăm la adevărul lui Dumnezeu, exact cum a stat Domnul nostru Iisus Hristos, noi suntem influențați de păstori, de bătrâni, de prezbiteri și alții care sunt conducători, ca noi să putem să fim influențați ușor de învățăturile lor și să ne abatem de la lucrarea lui Dumnezeu. Și auziți ce spune că făceau pe timpul acela bătrânii și conducătorii care erau. Ei stăruiau ca el să primească maximile și tradițiile moștenite de la rabinii de pe vremuri, dar Iisus cerea să îi se arate că ele se întemeiază pe cuvintele Sfintelor Scripturi. În timpurile acestea se face ca conducătorii care nu mai au lege, care bătrânii nu mai sunt sfătuitori, vin și obligă poporul de multe ori și amenință cu anumite lucruri, nu amenințări că te omor sau că îți fac anumite lucruri. Și am auzit de multe ori, nu vii la biserică, Dumnezeu te-a lepădat, nu ești prezent și nu faci cutare, binecuvântarea lui Dumnezeu nu mai este peste tine. Și oamenii sunt amenințați ca să accepte și să primească tradițiile, spectacole, lucrurile care nu-s după voia lui Dumnezeu în locul cuvântului Dumnezeu. Dar ar trebui ca în momentul când suntem
Acompaniați de stăruințele acestor oameni care nu vor să rămână ca sfătuitori și cunoscători ai legii înaintea poporului, ca noi să primim maximile și tradițiile moștenite din de unde le-au adus ei, ar trebui să facem ca Domnul Iisus Hristos și să spunem că vrem aceste lucruri să fie dovedite cu Sfintele Scripturi. Și în momentul când ele nu sunt dovedite cu Sfintele Scripturi, ridicați-vă din biserica în care faceți parte, ridicați-vă de la locul de întâlnire unde faceți parte și nu participați atunci când se oferă aceste maxime și tradiții moștenite aduse de conducători din altă parte, fiindcă mulți oameni au venit din afară plini de păcate, plini de obiceiuri, plini de mizeriile lumii acesteia și au fost primiți în rândurile bisericii, au ajuns în conducerile poporului Dumnezeu și ei în continuare te obligă ca aceste moșteniri pe care le-au adus cu ei, ca și tu să le trăiești. Am văzut că lucrurile astea se întâmplă pe zi ce trece în viața poporului Dumnezeu. Și auzi ce spune, era gata să primească orice cuvânt care ieșea din gura lui Dumnezeu, dar nu putea să asculte de invențiile oamenilor. În Hristos Lumina Lumii, la pagina 85 cu 1. Să fim gata să primim orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, dar nu putem să ascultăm niciodată de invențiile oamenilor și de ideile oamenilor. Și în momentul când ei veneau cu invenții și idei omenești, Domnul Iisus Hristos părăsea locul de întâlnire unde se întâlnea cu ei și El nu stătea la sfatul și la ideile și la învățăturile lor. Nu iura, dar El nu vroia să participe, să se facă vinovat de aceste lucruri. Bătrânii iudeilor care recomandaseră pe sutașul lui Hristos atrăseseră cât de departe, arătaseră cât de departe erau de spiritul Evangheliei. Acest lucru se întâmplă și astăzi. Ei nu recunosc că marea noastră nevoie este aceea de a ne încrede doar în harul lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă căci conducătorii și bătrânii poporului nu recunosc nevoia de care noi avem nevoie și în ce trebuie să ne încredem noi în harul lui Dumnezeu. Prin urmare, când cei aleși bătrâni și bătrâni se vor aduna să se sfătuiască, în hotărârea lor nestrămutată va fi de a aduce la tăcere pe aceea prin care Domnul Hristos dorește să facă atâta lucruri atât de extraordinare încât toată lumea se va mira. Deci vedeți ce se întâmplă? Unde va merge biserica? Unde va merge poporul Dumnezeu? Va ajunge să condamne pe aceea prin care Dumnezeu vrea să lucreze și să facă lucruri extraordinare încât toată lumea se va mira de lucrarea pe care Dumnezeu o va face. Fariseii și saducheii erau mai uniți ca oricând. Am văzut în aceste timpuri că sunt păstori care n-au de a face cu Dumnezeu. Sunt păstori care au luat doctorate și licențe în lumea aceasta, care i-au luat pe alte lucruri și pe alte învățături, dar nu pe lucrurile și pe învățăturile lui Dumnezeu, care vin cu tradiții și obiceiuri omenești, care vin cu lucruri nesfinte și n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Și bătrânii care ar trebui să fie sfătuitorii poporului se unesc cu aceștia pentru a debilita lucrarea lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu, încât face ca poporul să trăiască în confuzie și în debilă judecată mentală, încât tinerii din poporul nostru aproape că nu mai știu unde să meargă. Nu mai știu de ce îmi spune să vin, de ce m-a obligat să vin, când sunt atâtea lucruri care nu corespund. Și acești oameni care ar trebui să fie sfătuitori, ei se sfătuiesc între ei și se unesc mai mult ca niciodată, ca să aducă la tăcere vocea lui Dumnezeu care se aude, ca să aducă trezire și redeșteptare în mijlocul poporului Dumnezeu. Mai înainte fuseseră dezbinați, dar acum s-au unit pentru a sta împotriva lui Hristos. Cu câtva timp înainte erau respectați păstorii, dar atâta cât era după voia lui Dumnezeu. Ei niciodată aproape nu erau atât de uniți. Dar acum în aceste timpuri atât de mult se unesc aceștia împotriva lucrării lui Dumnezeu, cum nu s-a mai văzut niciodată. Cum nu s-a mai văzut niciodată. Am văzut acum, când am fost în biserică, s-au luat și s-au redus programele care sunt de închinare înaintea lui Dumnezeu. Odată era pe timpuri când la ora 8 de dimineață mergeai și se făcea pregătirea pentru instructori. La 7 jumătate, la 8 și jumătate,
După aceea începea ora de rugăciune, era o oră de rugăciune și meditație. Era școala de sabat, era serviciu divin. Acum s-au pus serviciile divine la ora 10. Când noi oamenii trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu să ne întâlnim, să ne întâlnim cu Dumnezeu, să ne închinăm, în răcoarea zilei, în revărsatul zorilor, Dumnezeu a stabilit niște ore și niște date fixe la care să ne întâlnim cu El. Unde trebuie să avem părtășie și legătură cu Dumnezeu. Din tot poporul am fost singurul care a ridicat mâna și nimeni n-a vrut să vorbească nimic. În aceste lucruri, împotriva lui Dumnezeu, bătrânii, conducătorii și poporul se unesc într-un glas ca să aducă la tăcere lumina și mesajul lui Dumnezeu mai mult ca niciodată. Și la terminare, după ce s-a terminat, am auzit mulți care vorbeau: dar ce să facem? Știm că nu e bine, dar nu vrem să ne punem rău. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Dacă tu te unești cu acești sfătuitori, care ar trebui să fie sfătuitorii poporului din partea lui Dumnezeu, pentru a aduce la tăcere glasul lui Dumnezeu, va veni într-o bună zi când acel glas pe care l-ai adus la tăcere îl vei auzi, dar pentru condamnare și nu pentru binecuvântare. Mai departe spune așa, întorcându-se către preoți și bătrânii norodului, Domnul Hristos și-a fixat privirea cercetătoare asupra lor. Cuvintele pe care le-a rostit atunci nu aveau să le uite toată viața lor. Ele au fost asemenea unor săgeți ascuțite ale celui atotputernic. Cu demnitate el a spus: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. În aceste timpuri, Domnul Iisus Hristos este urmărit prin servii săi ca un tâlhar. Domnul Iisus Hristos este ca un ucigaș. Domnul Iisus Hristos este urmărit prin slujitorii săi să fie adus la tăcere și dat la moarte mai mult ca niciodată. Domnul Iisus Hristos, care ar trebui să fie centrul binecuvântării noastre, a fost răstignit din nou de noi. A fost dat la moarte din cauza noastră. Și în locul Domnului Iisus Hristos, care trebuia să fie în mijlocul nostru și Domnului nostru, a fost răstignit și scos afară din cetate, au fost înlocuite cu tradiții și obiceiuri și tot felul de lucruri venite din afară și li s-a dat prioritate. Și bunul nostru Dumnezeu nu mai are nimic care să fie prețuit în mijlocul nostru. Dar cuvântul lui Dumnezeu, dacă cuvântul lui Dumnezeu ar fi apreciat cum trebuie, atât tineri cât și bătrâni vor avea o corectitudine lăuntrică și o tărie a principiului care îi va face să în stare să reziste ispitei. Atât tinerii cât și bătrânii neglijează Biblia. Ei nu fac din ea studiul și regula lor de viață. Bătrânii poporului lui Dumnezeu se străduiesc să încurajeze credința lor care se stinge. Auziți ce fac bătrânii poporului Dumnezeu? Mi-aduc aminte că am fost invitat undeva într-o biserică să vorbesc. Era vorba despre lucrare misionară. Și în biserica aceasta unde am fost să vorbesc, acolo era o biserică cunoscută în care eu am făcut legământ cu Dumnezeu. Și am spus: dragii mei, trebuie să ne ridicăm să mergem să lucrăm pentru Dumnezeu. Dar nu avem cu ce să mergem. Și zic: dar ce vreți acum? Să ne rugăm lui Dumnezeu să facă o minune? Să ne dea un autobuz? Să ne dea un... nu știu ce vreți dumneavoastră să ne dea ca să ne putem ridica? De ce nu vrem să ne ridicăm să lucrăm pentru Dumnezeu? Și bătrânii care îi cunoșteam de copil mic, bătrânii care ar fi trebuit să susțină lucrarea lui Dumnezeu și să fie bun sfătuitor ai poporului Dumnezeu, s-au ridicat sus, a venit, m-a luat de aici de haină, și aproape că nu a dat cu mine de pământ și îmi zice: mucosule, ai venit tu să ne înveți pe noi ce să facem, care avem atâția ani în credință. Te găsiști tu să vii să ne spui ceea ce să facem. Sfătuitorii aceștia, bătrânii poporului Dumnezeu, să străduie să încurajeze credința lor care se stinge și care vrea să stingă și licărirea care mai este în inima poporului și în inima tinerilor care ar trebui să se ridice în flăcăraș și să lucreze pentru Dumnezeu. Referindu-se la făgăduința dată lui Avram și la cuvintele profetice ale Domnului Iisus Hristos chiar înainte de a muri,
care privesc eliberarea noastră din păcat. Noi ne referim la Avram, noi ne referim la părinții noștri la credință, ne aducem aminte ce au suferit părinții noștri pe timpul comunismului, lucrurile profetice care s-au împlinit și ceea ce a spus Domnul Iisus și ceea ce a făcut, care privesc eliberarea noastră din păcat, dar încolo nimic. Nimic, absolut nimic. Domnul a zis lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine câțiva din bătrânii lui Israel. Conducătorii noștri ar trebui să treacă înaintea poporului împreună cu bătrânii și să sfătuiască poporul să se trezească, să învețe întâi ei legea și să se teamă de Dumnezeu, să-i dea cinste și slavă lui Dumnezeu, ca după aceea poporul acesta să se trezească, să se întoarcă la Dumnezeu, să-i dea cinstea cuvenită, să-și facă lucrarea care trebuie. Și spune că ia-ți în mână toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Ia în mână autoritatea, toiagul acesta înseamnă autoritate. Și fii autoritar înaintea poporului și învață să se teamă de Dumnezeu. Fă cunoscut minunile și lucrurile lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu își va revărsa binecuvântarea și Duhul Său. Și toți vor fi binecuvântați de Dumnezeu. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Când va bea poporul din izvorul mântuirii? Când va țâșni din stânca noastră, care este Iisus Hristos, apa vie și poporul va bea? Când conducătorii, când păstorii și bătrânii se vor ridica și vor sta și vor merge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va sta înaintea lor, atunci va țâșni apă din stânca care este Domnul Iisus Hristos și poporul va bea. Până când conducătorii și bătrânii nu se vor trezi, până când bătrânii nu își vor da seama că ei trebuie să cunoască adevărul și să fie sfătuitori, până când conducătorii, păstorii nu se vor teme de Dumnezeu și vor păzi legea și vor cunoaște legea și vor sta înaintea poporului, nu va țâșni apă din stâncă și poporul nu va avea apă și va bea din alte fântâni, din puțuri crăpate, care nu le va da viață și va duce la moarte. Solomon i-a adunat pe bătrânii lui Israel și pe oamenii cu cea mai mare influență din popor ca să aducă din cetatea lui David chivotul legământului înaintea lui Dumnezeu. La casa lui Dumnezeu, în cetatea lui David. Dragii mei, e timpul ca conducătorii să se trezească, ca poporul să nu moară. E timpul ca conducătorii și bătrânii să aducă înaintea poporului și înaintea tinerilor chivotul legământului, legile lui Dumnezeu să strălucească înaintea oamenilor și să aibă mare valoare ca oamenii să se teamă de Dumnezeu, ca apa vieții să țâșnească din stânca care este Domnul Iisus Hristos. Acești bărbați s-au consacrat lui Dumnezeu cu mare solemnitate și reverență. I-au însoțit pe preoții ce purtau chivotul. Bătrânii trebuie să se sfințească. Bătrânii trebuie să se dezmerească înaintea lui Dumnezeu. Căci din cauza aceasta a ajuns de ocară și de bajocură moștenirea lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu în aceste timpuri. Și după ce ei s-au sfințit, au însoțit pe preoți, pe conducători, pe păstori și au adus chivotul Domnului. În istoria mântuirii, la pagina 193:2, preoții și bătrânii au hotărât că trebuia făcut ceva pentru a distrage atenția poporului de la Iisus. Cum se poate ca bătrânii care ar trebui să fie sfătuitori, cum se poate ca păstorii ar trebui să fie preoți mari înaintea poporului și înaintea lui Dumnezeu, ca ei să fie sfătuitori și legiuitori după legea și rânduirea lui Dumnezeu? Și ei s-au hotărât, ca și în timpurile acestea, ca să distragă atenția poporului de la Dumnezeu, de la Domnul nostru Iisus Hristos, să-L abată pe orice cale și să-L țină departe. Uitați-vă în toate bisericile. Uitați-vă în toate bisericile. Brăduți, muzică, spectacol, distracție, destrăbălare, idolatrie, apostazie, jertfe închinate idolilor, slujire diavolului din toate punctele de vedere, din străbălare, prin îmbrăcăminte și tot felul de lucruri. Și bătrânii și conducătorii s-au hotărât una, fiindcă ei sunt mânați de satana, ca să distragă atenția poporului de la Domnul Iisus Hristos. Fiindcă ei se temeau că toți oamenii vor crede în El, nu puteau vedea nicio siguranță pentru ei înșiși. Ei se tem în aceste timpuri
Căci dacă oamenii vor crede în Iisus, că dacă ei se vor întoarce la Domnul lor Iisus, ei nu vor mai avea nicio siguranță pentru ei și oamenii nu le va mai da cinstea care trebuie, dar să înșeală amarnic. Căci dacă conducătorii și preoții și bătrâni ar învăța pe popor să-L vadă și să-L cunoască pe Iisus și să-L fie sfătuitori, Dumnezeu le va da cinstea care trebuie. Dar ei doresc mai mult câștig decât cinstea de la Dumnezeu. Ei trebuia să-și piardă poziția sau să dea pe Iisus la moarte. În ziua de astăzi, mai bine îl dau pe Domnul nostru la moarte decât să-și piardă poziția, câștigul și traiul de lux pe care l-au, decât să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, decât să sfătuiască poporul să se teamă de Dumnezeu. Satana și îngerul erau preocupați să distrugă sentimentele de omenie și compasiune ale conducătorilor și ale bătrânilor care trebuia să fie sfătuitori. Atmosfera era grea și poluată prin influența lor. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au fost inspirați de ei să-L insulte pe Iisus, să-L umilească, să-L trateze cu violență în modul cel mai dificil de suportat pentru natura omenească. Același lucru se întâmplă și astăzi, în istoria mântuirii, la 213:1. Deci vedeți ce se întâmplă. Au ajuns ca preoții din timpul de astăzi și bătrânii să fie inspirați de Satana ca să-L insulte pe Domnul Iisus și să-L umilească, să-L trateze cu violență în modul cel mai dificil de suportat pentru natura omenească. Și Domnul Iisus este insultat, este umilit, este bajocorit, este tratat cu violență prin comportamentul și trăirea poporului și a tinerilor din poporul său. Apostolii și bătrânii, bărbați cu influență și judecată, au formulat și au emis hotărârea care a fost acceptată în deopște de bisericile creștine. Ar trebui ca în timpul de astăzi bătrânii și conducătorii să facă același lucru pe cum au făcut-o apostolii și bătrânii pe timpul acela, căci bărbații cu influență și judecată au făcut ca lucrurile să fie acceptate în bisericile creștine și să nu fie bajocorit Domnul Iisus Hristos. Porunca este, dacă conducătorii nu vor asculta de Dumnezeu și bătrânii care ar trebui să rămână la datorie, va veni din partea lui Dumnezeu o poruncă în curând și acest lucru se va vedea în curând pentru fiecare ce a făcut. Ucide și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului Dumnezeu și cu preoții care erau acolo. Dumnezeu a spus: voi face să cadă asupra capului lor faptele lor rele. Oamenii veneau din toate colțurile și strigau: Osana fiului David! Și când preoții și bătrânii i-au cerut lui Iisus să spună mulțimii să tacă, El a declarat că dacă ei vor trăcea, pietrele vor striga, fiindcă profeția trebuia să se împlinească. Când oamenii strigă că îl vor pe Iisus, preoții și conducătorii și bătrânii strigă în gura mare ca să tăcem. Bajocurile și zeflemerele erau amestecate cu înjurături glosolane și blasfemie. Nașterea lui umilă și viața sa smerită sunt comentate de nemernici nesimțiți. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu, dragii mei? Că nașterea lui umilă și viața smerită sunt comentate de nemernici nesimțiți. Acele bajocuri sunt rostite de conducătorii și bătrâni din poporul Dumnezeu. Afirmația lui este că este Fiul lui Dumnezeu este luată în râs de către bătrâni și mai mari preoților, iar glumele vulgare și insultele bajocoritoare trec din gură în gură. Satana avea stăpânire de plin asupra minții acestor slujitori ai lui. Pentru a face această lucrare cât mai eficientă, el începe cu mai mari preoților și cu bătrânii și inspiră cu delir religios. Ei sunt mânați de același duh satanic care îi însuflețește pe cei mai josnici și mai înrăiți nemernici. Este o stricăcioasă unitate de vederi în simțămintele tuturor, de la păstori și bătrâni ipocriți până la cei mai josnici. În Mărturii, volumul 2, la pagina 207:2, auziți cum îi numește Sfânta Scriptură? Josnici, nemernici și ipocriți, fiindcă ei
caută să astupe gura oamenilor ca să nu cheme numele lui Dumnezeu, ca să nu-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să nu rămână alături de Domnul Iisus Hristos. Învață pe popor să răstignească pe Domnul Iisus Hristos și să ne asculte de El. Aproape de cruce sunt păstori și bătrânii cei orbi, bigoși și perfizi, care îl zeflemesc și își bat joc de el și îl iau în râs. În Mărturii, volumul 2, la pagina 208:1. Cine sunt cei mai aproape de cruce? Pastorii și conducătorii. Dar ei sunt cei mai orbi, cei mai bigoți, cei mai perfizi, care îl zeflemesc, adică care îl bajocoresc, care le-au unde râs pe Domnul Iisus Hristos, să-și bat joc de El și îl nesocotesc în acele momente. Păstorii cei mai de seamă și bătrânii îl înjură pe scumpul Fiu al lui Dumnezeu în timp ce agonia lui este pe sfârșit. În Mărturii, volumul 2, la pagina 209:2, dragii mei. Aparent să aibă mult zel religios, cum au făcut marii preoților și bătrânilor iudei, totuși în ziua lui Dumnezeu li se va spune de către Maestatea Cerului: găsiți prea ușor. Prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. În Mărturii, volumul 2, la pagina 452:2. Dragii mei, e timpul ca să ne trezim. Dacă nu avem sfătuitori, dacă nu avem cunoscători ai legii, dacă sunt oameni care ți astupă gura să nu strigi și să chem numele lui Dumnezeu, dacă sunt oameni și conducători care nu-ți dă voie să te închini în duc și în adevăr cum își cere Dumnezeu și în felul pe care l-a stabilit Dumnezeu, este timpul ca tu personal să mergi la sfătuitorul tău divin, care este Domnul Iisus Hristos. Este timpul ca tu să mergi în umilință și smerenie, să studiezi cuvântul lui Dumnezeu, să te pocăiești, să anunți o zi de sărbătoare, o zi de post, o zi de umilință și de sfințire înaintea lui Dumnezeu, ca Duhul lui Dumnezeu să fie revărsat peste tine și peste casa ta, peste bătrânii din familia ta, peste fiii și fiicele tale, peste tinerii noștri, ca să prorocească, ca să aibă vise și vedenii, ca să slujească pe Dumnezeu, ca lucrarea lui Dumnezeu să se încheie. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne trezim. Dumnezeu ne cheamă ca să nu mai stăm în nepăsare, căci din cauza aceasta poporul Dumnezeu și biserica a ajuns în cele mai joase coborâșuri din istoria vieții ei, din cauza că sfătuitorii care trebuia să rămână la porțile cetății, cunoscătorii legii care trebuia să tălmăcească legea înaintea poporului, au început să înlocuiască legea lui Dumnezeu cu alte legi. Sfătuitorii au trebuit să dea sfatul lui Dumnezeu la o parte și să-l înlocuiască cu tradiții și obiceiuri păgâne și să-l aducă înaintea poporului, să scoată din casa lui Dumnezeu și din templul sfânt uneltele și lucrurile sfinte al lui Dumnezeu și să-l înlocuiască cu lucrurile păcătoase și nesfinte al lui Baal și a Astartei, la închinare păgână și idolatră în aceste timpuri, încât întunericul de pe pământul acesta spiritual acoperă atât de mult și poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă și dumneavoastră și studiați istoria, căci Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta, s-a întrupat și a locuit printre oameni, când poporul Israel era în cea mai mare tunecime și cea mai mare întunecată ieră din istoria pământului acesteia. La fel, Domnul Iisus Hristos va reveni când și poporul lui Dumnezeu va fi acoperit de acest întuneric spiritual. Dar rămășița, dar cei credincioși vor vede prin întunericul lumii acesteia o lumină care răsare de la răsărit, un mic nor care vine pe norul cerului în speranța salvării și a mântuirii lor și își vor ridica capetele către ceruri și vor striga cu glas tare: acesta este Mântuitorul nostru, aceasta este speranța și izbăvirea noastră care vine să ne mântuiască. Și nu vor ceda și nu vor da dosul și vor merge mai departe. Domnul te cheamă pe mine și pe tine ca să fim unii din aceea. Iubiții mei, vă doresc o noapte bună tuturor și multă binecuvântare în anul care intrăm din partea lui Dumnezeu. Dacă am supărat pe cineva, îmi cer iertare, dar ăsta e adevărul și adevărul trebuie strigat în gura mare, pe ulițe și pe străzi, în piețe și la colțuri și în răscruci. Adevărul lui Dumnezeu trebuie strigat după acoperiș. Este timpul când adevărul lui Dumnezeu trebuie să strălucească, căci prea mult a fost călcat în picioare, bajocorit și ascuns.
de chipul oamenilor care vor să facă o transformare și o schimbare după asemănarea Domnului Iisus Hristos. Vă doresc o noapte binecuvântată tuturor și vineri ne vom întâlni prin Harul Lui Dumnezeu dacă vom trăi din nou cu lucruri minunate din partea Lui. El să fie binecuvântat, mărit, înălțat și onorat aici pe pământuri, dar și în părăția sa și să ne ajute pe fiecare dintre noi ca Duhul Său să fie revărsat și să ne sigileze pentru a ne putea lua acasă împărăția sa în curând. La revedere, noapte bună, dragii mei, și un an nou binecuvântat din partea lui Dumnezeu.